Înainte de a începe filmarea, m-am uitat la o fotografie cu cei trei șefi ca să văd cam ce profil au. În funcție de cum am simțit că este fiecare, o să montez paelia în forme diferite. De ce la mine e pe pătrat? Că nu înțeleg. Că tu ești mai... Da, mă, la mine, uite, și... și nesuferit. Și da. Pus cu la tine, că e așa, jumate, da. Jumate. Sau o lacrimă. O lacrimă. Doar o lacrimă. Deci... Și la alea inimioară de-a întreg. Da, inimioară o lăsă. Bună seara. Buenos dias. Buenos dias. Cum te apeli tu? Je m'appelle Eliza. La naiba. E o atmosferă că am tensionat aici, când am stat acolo să aștept, parcă mă simțeam cumva la poarta raiului și așteptam să discut cu Dumnezeu și mă gândeam cum să negociez, cum să-i spun cu că... Cine e, e aici Dumnezeu. Deci e așa, Sfântul Petru, Sfântul Mihai și... Dar chiar ai vocea, serios? Nu, eu... Ai o voce... Fac legătură. Eu sunt centralista de servicii. Imaginez că așa are vocea Dumnezeu. Da. Se pupă asta cu Jesus, e ok? Se pupă, da. Da, deci mă încadrez la Jesus. Jesus propovăduiește dragostea și iertarea. Să știi că asta fac. Foarte des. De ce am avut doi creveți și o inimioară? Așa, ca simbolism, într-adevăr, inima înseamnă iubire, înseamnă armonie. Așa, eu am jumătate de inimă. Sau o lacrimă? O lacrimă. De ce o lacrimă? Lacrima semnifică senzualitate, sensibilitate. Îmi lipsește sau am prea multă? Sau poate te caracterizează. Și pe el pătratul atunci? Pătratul e, îți dai seama, piatră. Adică... No, no. Tu ești pe cubism. Tu ești pe cubism. Lem! Pătratul simbolizează rigiditate, reguli. Adică bărbatul perfect. Exact. Se găsește într-un cub, pătrat,